Asigurările sunt ca centurile de siguranță, par și incomode și inutile până ai nevoie de ele. Sunt Sergiu Costache, ne aflăm din nou la ora de risc, o emisiune pentru cei care conștientizează riscurile și mai ales pentru cei care, conștientizându-le, sunt interesați și de soluții. Cu asta venim noi în emisiune, cu soluții. Emisiunea este realizată săptămânal de către RFI România, cel mai citat post de radio la nivel național. Vorbim astăzi despre cum este percepută de către români sănătatea. Și am făcut asta pentru că am citit un, recent un studiu NN Group, studiu e făcut inclusiv în România, despre percepția oamenilor privind sănătatea, starea de bine pe plan emoțional, stresul și îngrijorările pe care le au. Ce arată studiul ăsta? Un lucru foarte interesant. Un român din doi se așteaptă să trăiască până la sau peste 90 de ani. Pe mie mi s-a părut absolut surprinzător. O să vă spun mai târziu și de ce. Apoi, trei români din patru spun că se simți pregătiți pentru o astfel de viață lungă. Deci, unul din doi spun că vor trăi până la 90 de ani și trei din patru, adică din patru, 3, spun că uh, sunt foarte pregătiți. Și aici vine surpriza cea mai mare. Doar unul din patru și-a luat și măsuri, că ajungând la vârsta asta, care e o vârstă foarte scumpă, vârsta a treia, vârsta a patra, să... Uh, ai vei un viitor previzibil și confortabil, așadar românii conștienți că vor trăi mai mult, dar pentru asta vă spun cu siguranță că au nevoie de asigurări, nu de orice fel de asigurări, ci asigurări de viață și de sănătate. Și o să vedem asta de la invitatul meu de, de astăzi, pentru că l-am reinvitat în studio pe Chief Sales Officer-ul NN România, Cătălin Vasile. Bine ai revenit în studio Ora de risc. Mulțumesc pentru invitație, Sergiu. Cu mare drag, discuția pe care am avut-o data trecută, pe de o parte a ridicat multe semne de întrebare noi, pe de altă parte a generat comentarii și am zis să le lămurim un pic, pentru că data trecută am vorbit mai mult de, despre viață. Am zis acum să vorbim despre sănătate. Ai auzit ce au zis românii, vor trăi mult, mai mult de jumate să zicem că sunt abs de muncă, cealaltă jumătate o să zicem că trăiesc din pensia de stat, adică unii se pensionează și continuă să muncească, alții nu mai muncesc, doar se pensionează. Acum știm că pensia este pensia medie 40% din salariul mediu. Și dacă salariul mediu este 5.000 de lei, pensia medie este de 2.000 de lei. Acum imaginează-ți că treci cu 5.000 și a doua zi trebuie să treci cu 2.000 de lei. Cam asta se întâmplă cu mulți dintre concetățenii noștri. Mă îngrijorează foarte mult partea cu îmbunătățirea situației financiare pe care o făcea numai unul din, din patru și de asta vreau să, să vorbim, pentru că mai e un aspect, e un studiu ASET, situația financiară a gospodăriilor din România și aici a fost șocul mare pentru, pentru mine. Arată că, deși există o creștere semnificativă a bunăstării, vulnerabilitatea financiară a gospodăriilor populației a crescut. Și există un deficit de protecție care este nici mai mare, nici mai mic decât aproape jumate din PIB, din produsul intern brut al României. Așadar, dacă ne referim la asigurări, pentru că tot despre asigurări o să vorbim și astăzi. Ce motive invocă românii? Am auzit de lipsa banilor, am vorbit de lipsa timpului, am auzit de lipsa interesului. Niciodată n-am auzit de lipsa consilierii sau informării. Ce se întâmplă cu concetățenii noștri? Te rog. Pare că sunt foarte optimiști, nu? Că așa când zici, unul din doi se așteaptă să trăiască 90 de ani, pare un optimism dus la extrem, și, pe de altă parte, doar un sfert sunt pregătiți. Și nu neapărat există o suprapunere între cele două. Adică, cei care vor trăi mult nu sunt neapărat și cei care s-au pregătit pentru asta. Dar aș lua un pic cu niște cifre, că s-ar putea să nu fim foarte departe de adevăr. România este, la momentul de față, a treia țară din Europa după speranța de viață. A treia cea mai de jos țară din Europa după speranța de viață. Și suntem obișnuiți cu acea cifră de 75 de ani. Care este speranța medie de viață în România, dată de 72 de ani la bărbați și 79 la femei. În comparație, acest 75 se compară cu peste 80 în țările mai avansate din punct de vedere sistem medical, stil de viață și tot așa. Asta înseamnă că s-ar putea să tindem și noi către acolo, nu? pe măsură ce sistemul medical și serviciile sunt mai bune, pe măsură ce noi învățăm cum să ne gestionăm stresul, că apropo de întrebarea ta, asta este una dintre răspunsuri, să trăim mai bine, să trăim mai sănătos, toate lucrurile astea ne vor face să avem o speranță de viață mai mare. Dar chiar și acum, în situația actuală, pentru și asta este o cifră care m-a frapat așa, uitându-ne pe informațiile dintr-un asigurător. Eu, eu, eu ți-am spus că am da. fost dublu șocat, deci studiul ăsta m-a dat peste cap. Oamenii care Ajung la 65 de ani, la vârsta de pensionare, au o speranță de viață de 18 ani, astăzi, în România. Pentru că acest 75, care este medie, este dat de toată lumea. Da? Și oamenii care mor de tineri în accidente de mașină, și tot ce se poate întâmpla. Dar, pentru cohorta de oameni care ajunge la 65 de ani, trebuie să se întrețină încă 18, astăzi, și probabil că vor fi 20-25 de ani pe măsură ce... De fapt, întrebarea este cât m-ar costa pe mine următorii 18 ani, acum... Da, da, și deci apro... ne, ne vom <coughs> apropia de acel 90 de ani care este menționat în studiu. Deci nu este un optimism nefondat. Vom fi chiar acolo nevoiți să ne susținem de la 65 până la 90 de ani. Și acum întrebarea este cum ne pregătim pentru asta, da? pentru că dacă mă gândesc care ar fi venitul pe care îl doresc să-l am în momentul pensionării și cât ar trebui să acumuleze începând de acum, astfel încât să-mi permit pentru 18 ani, 20 de ani să am venitul ăla, îmi dăm seama că este este ceva muncă de făcut și ceva planificare de făcut și ceva uh, acțiuni de luat încă de acum. Dar revenind la întrebarea ce zic românii că ar trebui să facă, este foarte interesant că sunt cifre foarte mari, adică de peste 60%. Sunt 68% zic că ar trebui să trăiască mai sănătos. 65% că ar trebui să gestioneze stresul mai bine. Uh, 62% că ar trebui să petreacă mai mult timp cu oamenii dragi. Și știm că asta este un factor de longevitate care a fost demonstrat în toate zonele. Cel, astea mai mare, cel mai mare studiu longitudinal da. făcut vreodată care împlinește acum în plin recent 80 de ani, exact asta arată. Um, Conexiunea, grupul. comunitatea, da, da, suportul, da, da. și până la urmă care se traduce într-un suport emoțional, că starea de well-being uh, psihică sau emoțională este dată din genul ăsta de comunități care ne ajută să ne reglăm, să ne coreglăm. Mă pot că să le dau și eu un sfat celor care ne ascultă, dacă, dacă tot sunt aici și se uită la, la filme, să caute pe internet, este un documentar în patru episoade despre Blue Zones. Uh -huh. Sunt cele patru zone albastre, cele cinci zone albastre în care uh, populația depășește, atinge suta de ani, suta de ani într -o în mai mod mai sănătos, uh -huh. pentru că mai contează și cum trăiești, cool. nu numai cât trăiești. Calitatea, a vieții. calitatea vieții. Da. Și acum am văzut că studiile se axează pe această calitate a vieții și calitatea asta a vieții fără bani e foarte greu de, de menținut. Uh -huh. Ne întoarcem la, la, la cifre și ce cred românii. Mie mi se, pare, mi se pare că suntem un popor excesiv de optimist. Pe de-o parte ne așteptăm să trăim până la 90 de ani, știm că avem nevoie de bani, dar nu ne facem rezerve. Uh -huh. Asta este comportamentul în momentul ăsta. Asta problemă, da? pentru că 37% din cei care au răspuns la studiul ăsta spun că au o situație dificilă. Uh, 53% spun că, deși trăiesc de la mai bine de la un an la altul, simt o îmbunătățire a nivelului de trai, uh, doar 41% spun că au rezerve pentru mai mult de 3 luni, ceea ce înseamnă că, da, trăim mai bine, dar trăim de pe o zi pe alta și în niciun caz nu suntem pregătiți pentru 18 ani de trai bun, da? Pentru că, da, ne putem baza pe pensia de stat, care peste 18 ani, din momentul ăsta, în momentul în care voi ieși la pensie, nu știm cum va evolua sistemul de stat, mai există pilonul 2 pe care ne putem baza, dar sunt o groază de alte instrumente care ne pot ajuta să facem genul ăsta de planificare și de organizare a vieții financiare, astfel încât să avem confortul ăsta, că vom avea un trai decent, sau așa cum ne-l imaginăm de fapt, că până la urmă ăsta este fiecare și imaginează un anumit tip de trai la momentul pensionarii. Căutam acum pe, pe telefonul meu, am făcut am făcut o postare recentă care a fost de, de mare succes. Era vorba de asigurările de de locuință mm -hmm. și le spuneam, să zic, un apartament în București, valoarea medie undeva la vreo 100.000 de euro și spuneam dacă n-ai 100.000 de euro și nu ești asigurat ai măcar trei prieteni care ți-ar împrumuta această sută de mii de euro dacă ți-a ți făcut apartamentul și să nici nu ți mai ceară înapoi, că de fapt asta face asigurarea. Da. Îți dă înapoi niște bani. Când vine vorba de uh, total averea românilor, cred că ultimile cifre care au fost publicate de Banca Națională au fost că 72% din valoarea averii media românilor este dată de proprietăți. Când te uiți la gradul de penetrare al asigurărilor, doar 20% sunt asigurate. Deci cumva avem cei mai mulți bani, ai, cea mai mare parte din averea noastră stă în niște pereți, dar dacă se întâmplă ceva cu pereții aia și nu sunt asigurate, dispare. Na, și și aia 20%, să știi că au doar acea asigurare obligatorie, care este pentru 130 de lei pe an, îți asigură 20.000 de euro. Orice casă ai avea, cât de cât, Chiar și în afara Bucureștiului e peste 20.000 de euro, deci clar îți trebuie o asigurare mai, mai mare. Un punct la care -aș, pe care m-aș concentra acum, pentru că am spus că vorbim despre sănătatea românilor, ca eu să produc bani, chiar și după 65 de ani, am nevoie de o stare de sănătate bună. Cum mă ajută o asigurare de sănătate să întrețin această stare? Pentru că eu știu că, în general, asigurările de sănătate îți plătesc cheltuielile medicale, dacă no? le ai, intervenții chirurgicale, da. pe accidente, pe, deci, uh, pe, pe boli acute, pe bolnăviri cronice, că există și asigurări mm -hmm. din astea. Dar cum mă ajută să rămân sănătos? Mm -hmm. Știu că voi aveți o preocupare în, în, în zona asta. Vreau să-mi vorbești un pic despre cum vedeți voi asigurările de sănătate. Noi avem acum două produse de asigurare de sănătate mari în portofoliu. Prima care se, of se referă la lucrurile care pot fi uzuale întâlnite și plecând de la un preț de, nu știu, 5 lei pe zi, poți avea o asigurare de sănătate care să acopere până la 200.000 de ron intervenții și cheltuieli medicale pe an. De orice tip, din orice tip de. E o calculare pe DN-euro, 40.000 de euro. 40.000 de euro, dar este pe an. Da? Uh -huh. Și pentru orice tip de uh, intervenție medicală, nu numai chirurgie, și pentru inclusiv pentru bolile care sunt frecvente sau sunt normale, să spunem așa. Uh -huh. Care completează foarte bine, de exemplu, un abonament medical, pentru că abonamentul îți oferă acces la niște servicii și niște servicii cu discount, dar dacă ai nevoie să ai o intervenție de exemplu chirurgicală vine cu un cost suplimentar care poate fi semnificativ. Și atunci asigurarea preia costul ăsta fie prin decontare directă într-o rețea de 275 de spitale și clinici avem noi în țară și în străinătate, fie dacă ales să mergi la o altă clinică care nu este în lista noastră de clinici sau la un spital uh -huh. de stat, uh, are o indemnizație, plătește o sumă de bani în funcție de tipul de intervenție pe care o adică Deci eu el. nu trebuie să scot bani din buzunar. Dacă este eu în doar, rețea. Eu doar plătesc uh, asigurarea, Da. Și dacă prima este... de asigurare acea sumă lunară, da. anuală cum Alex o plătesc da. și practic am acces la așa, Dacă mă duc nu la... e o clinică de-a voastră, atunci pot e... să mă duc, dar plătesc din buzunar și, și recuperez bani. bani Exact, da e, Procesul ăsta e lung, e complicat sau se întâmplă așa, într-o... Se întâmplă în câteva zile Este Se poate face prin aplicația în Direct unde poți să țin documentele mm -hmm. și atunci lucrurile devin foarte repede și foarte eu am avut niște clauze faț. de sănătate la asigurarea mea de viață, uh -huh. care s-a încheiat când am împlinit vârsta de pensionare, ca așa o gândisem. Uh, Clauzele de sănătate făceau o chestie foarte simplă. Contra unei mici sume în plus la asigurarea de viață, eu am primit, când am avut internare în spital, am primit, pare mi se, 500 de lei pe ziua de, de internare. Uh -huh. O indemnizație care a fost excelentă. Șapte uh -huh. zile, 3500 de lei. A fost o minune de care uitase. Uh -huh. Consultantul meu, adică al vostru, care era și al meu, mi-a spus, i-am spus, ce ai mai făcut? zic, m-am operat. Și cât ai stat în spital? Șapte zile. Păi, nu faci o cerere uh -huh. pentru, așa zic. da. am rămas foarte plăcut surprins. Într-o ediție anterioară am discutat cu una dintre colegele tale despre un produs de asigurare de sănătate mai, mai special. Uh -huh cu acces la. deci te-ai îmbolnăvit. E un anumit tip de boală. Imediat te sună un medic coordonator, are o echipă, e dedicație. Și era o acoperire de vreo 2 milioane de, de Produsul euro. Produsul ăsta l-am lansat în ianuarie, se numește Premium Care Broad. Acoperă boli grave, care înseamnă cancere, intervenții cardiovasculare cu bypass, neuro, transplant de organe, lucruri foarte grave. Deci dacă fac apendicită, nu dacă fac apendicită, nu. Primul produs despre care am vorbit este despre lucrurile uzuale da, care mi se întâmplă. Asigurarea asta de sănătate, care costă 5 lei pe zi și uh -huh. uh, mi acoperă lucrurile normale. Aici vorbim doar de bol grave și doar, doar de tratament în străinătate. Și cred că în jurul nostru, cel puțin în jurul meu în ultima perioadă, aud din ce în ce mai des lucruri care se întâmplă și îți dai seama în momentele alea că banii nu mai contează dacă ai face orice să scapi de ceea ați ce se întâmplă. Îți vinzi casa, mașina, da. Și în același timp îți dai seama și că oricât de mulți bani ai avea, dacă nu ai acces, dacă nu știi ce să faci, asta este cea mai mare frică. Și vedem, a fost și un studiu de la Ipsos lansat anul trecut, unul din doi români au teama asta de cancer, de o boală gravă. Incidența e foarte mare. Incidența e foarte mare. Și ce face asigurarea asta? Te ia din momentul suspiciunii. care este marea problemă când ai primit niște analize care nu arată bine, doctorul îți spune că ceva nu e ok în setul tău de analize și nu știi ce să faci. Și nivelul de stres și nivelul de panică în care intri s-ar putea să îți facă mult mai mult rău decât ce vezi pe hârtie. Ca să vă vorbim așa, românește, da. doctorul îți spune că s-ar putea să ai cancer. Da. Ce faci în momentul ăla? Ce faci în momentul ăla, ce face produsul ăsta în momentul ăla, este că în timp de două ore lucrătoare, cazul tău este preluat de un medic specialist coordonator care îți găsește și te ia din momentul suspiciunii și îți găsește cele mai bune investigații de făcut până la un diagnostic final, uh -huh. odată ce ai un diagnostic final, mai face un pas acest concierj medical. Ia o a doua opinie medicală de la una dintre universitățile mari din lume. Adică trimite tot dosarul tău medical undeva la o universitate care este specializată pe tipul ăla de boală, de cancer, de așa și ia și o a doua opinie ca să te asiguri sau să se asigure și el că diagnosticul este cel corect. Odată ce ai diagnosticul, găsește cel mai bun centru de tratament din lumea asta, cu trei excepții, Statele Unite, Elveția și Japonia, deci caută o clinică medicală. M-am gândit la Australia în momentul ăsta și vreau să te Australia întreb. Australia este inclusă pe listă. Okay, da? deci găsește cel mai bun loc de tratament pentru situația aia foarte specifică, plătește transport până acolo pentru tine și însoțitor, tratamentul, intervenția, oricât ar costa în limita 2 milioane de euro, și apoi recuperarea după intervenție în România, orice ar presupune această recuperare. Deci cumva este un produs care îți ia de pe cap cumva tot stresul ăsta care poate să apară în că nu știi să navighezi o astfel de situație. Și este și un produs care începe de la 176 de lei pe lună și care cumva este, acoperă această, na, nu doar frica, ci are o soluție la frica pe care cred că o avem într-o măsură mai mică sau mai mare mai toți dintre noi. Uh, stai puțin, ai zis 176 de lei pe lună sau de euro pe lună? De lei pe lună. Ok. Și În max, cazul meu specific, da, da, sunt 44 de ani, a fost 234 de lei. Da, au ceva de asta între 176 și 300 și nu știu cât uh -huh. și vrem să te întreb legat de ce, înțeleg că e legat de, de vârsta. De vârstă da. Uh, noi am ajuns și chiar am depășit un pic jumătatea, jumătatea emisiunii Așa cum îmi place să spun, dacă ne purtarea centurii de siguranță îți dublează riscul de deces, lipsa unei asigurări îți cam triplează riscul de a trăi în continuare, dar sărac. Suntem la ora de risc, vorbim despre sănătatea românilor cu invitatul ediției de astăzi, Cătălin Vasile, Chief Sales Officer, și compania pe care o reprezintă este liderul de piață de mulți ani pe piața românească. Prima întrebare pe care am primit-o acum pentru tine este. Cum poate fi cumpărată o astfel de asigurare de sănătate? Uh, aș zice ca să fac o glumă cu bani, <laughs> dar acum probabil că vrea câteva detalii. Dacă, dacă se poate achiziționa online, de fapt, asta era întrebarea. Procesul se poate desfășura online cu ajutorul unui din cei 1600 de consultanți pe care îi avem. Pentru că pentru noi este foarte important să ne asigurăm că din lista mare de riscuri pe care cineva le poate acoperi, și pe care ar vrea să și le acopere, găsim cea mai bună soluție, cea mai bună împachetare și prioritizăm astfel încât să dăm uh, cea mai bună valoare pentru banii pe care clienții îi plătesc. Dar procesul poate fi desfășurat prin Teams sau Zoom online, durează mai puțin de o oră din momentul în care se închide contractul, se face plata până se emite polița și se poate face de oriunde din țară, dar cu unul dintre consultanți. Uh, pe site-ul nostru se poate lansa o cerere astfel încât să clientul să poată fi contactat. Adică dacă nu știi pe nimeni, ai pus cererea te, cineva te, te contactează cineva nu trebuie neapărat să te deplasezi se poate online, este da. super ok uh, am văzut o chestie foarte interesantă acum de curând era apropo de lipsa banilor mm -hmm. am descoperit o asigurare care costă 36 de lei pe an, adică 3 lei pe lună și asta pachetul premium pentru pachetul standard e 26 de lei pe an și este pentru Șoferi. Nu numai pentru șoferi. Eu așa am perceput-o okay. ca vin pentru da, șoferi, dar da. lămurește-ne un pic. Asta așa. este într-adevăr o asigurare care poate fi cumpărat 100% online fără să interacționezi cu nimeni. Este o asigurare pe care am dezvoltat-o împreună cu partenerul nostru roviniete.ro astfel încât că pe site-ul roviniete.ro poți cumpăra asigurarea fie de sine stătătoare, fie în procesul de cumpărare de rovinietă ești întrebat și dacă te interesează o astfel de asigurare. Două pachete 26 de lei pe an sau 36 de lei pe an, două sume acoperite, 50 de, mii de ron sau 100 de, mii de ron, în caz de deces din accident auto. Acum, că ești șofer sau că ești pasager, atâta timp cât este o cursă în interes personal, poți să fii inclusiv pasager într-o. Uh, într-un într autocar care cade într-o prăpastie. Da, uh, într-un taxi sau într-un ride sharing sau. Uh, sau șofer în mașina ta personală. În cazul în care se întâmplă un accident care să soldează cu decesul persoanei asigurate, familia sau moștenitorii legal sau persoana care este desemnată în cadrul asigurării primește suma de 50.000 sau 100.000 de euro. Adică știm că. 10.000 sau 20.000 de euro. Da. Uh, pentru doar 5 pentru. sau 7 euro. Da. Pentru 36 de lei pe an, da. Ok, interesant. Uh, știm că există o întreagă inițiativă de a face șosele din România mai sigure, uh -huh. dar până atunci știm în același timp că avem cea mai mare incidență de accidente auto din Europa. Uh, și de persoane Suntem, și de uh, din... suntem dublu mediei europene. Da, și de departe lideri în acest top negativ. Am un mic orășel, uh, 1600 de oameni mor în accidente auto și mai sunt încă foarte, foarte mulți, mult prea mulți care... Răniți grav sau incapacitate de muncă temporară sau definitivă. Dacă ar fi să dai un sfat celor care ne ascultă, ce le spune? În afară de ce le spun eu. Asigurați-vă, asigurați-vă, asigurați-vă. Până acolo a zice că informația e putere și că cu cât înțelegem mai bine care sunt produsele care ne pot ajuta, ni le prioritizăm și le și avem pe măsură ce ni le permitem sau ni le dorim. Cred că ăsta este cel mai important, să înțelegem care sunt lucrurile care există în piață și care ne-ar putea ajuta să ne protejăm pe noi, să ne protejăm familia, să ne protejăm sănătatea, să ne creăm un fond de pensii care să ne asigure un nivel de trai pe care ne-l dorim. Până la urmă, eu cred că asigurările sunt o, o dovadă de dragoste. Pentru tine personal, dacă te o asigurare de sănătate, și pentru familia ta, dacă vrei să stai alături de ei sau în cazul în care ți se întâmplă ceva ei să rămână în siguranță, măcar din punct de vedere financiar. Pentru că este greu să suplinești și un venit care dispare din familie, pe lângă toată durerea că dispare cineva drag din familie. Dar și până mai în e normă, și șocul unor cheltuieli imediate. Și șocul unor cheltuieli imediate, da. Mai ales în cazul ăsta de boli care sunt de o gravitate mai mare, nivelul de cost pe care îl implică un tratament care să adreseze corect, eficient și rapid o astfel de boală, pot fi foarte, foarte mari. Postarea aceea despre care îți spuneam și care a fost foarte redistribuită, are vreo 200 de redistribuiri, așa, am făcut-o într-o doară. Spunem că asigurările sunt un, un rău necesar și sunt bune în cazul în care nu ai prieteni care să-ți împrumute 100.000 de euro și să nu-ți mai ceară înapoi. Mă referam la asigurări de, de locuință, dar de foarte multe ori asigurările um, afectarea sănătății costă mult mai mult decât 100.000 de euro. Și văd tot soiul de cereri și de um, inițiative în care sunt, ceruți, sunt cerute donații pentru a sprijini un caz sau un altul copii, oameni maturi, oameni bătrâni și care nu au resurse și operațiile costă 200.000 de euro, un milion de euro, un milion jumate de euro, 50.000 de euro. În afară de asigurări, eu nu văd o soluție pentru populația obișnuită sau pentru cea săracă. Chiar, chiar, pentru populația cu venituri sub medie, aproape că ar fi mai important să se asigure decât, decât orice altceva. Cumva ăsta ar fi principiul. Atâta timp cât nu ai propriul fond pe care să-l poți accesa, ar fi bine și să nu te -ai. asiguri. Și nu de ai. care vorbeai. Exact. Și până la urmă, chiar dacă îl ai, vrei să-l cheltui pentru o astfel de lucru sau o ai acumulat pentru alte planuri, pentru tine sau pentru familia ta. Și atunci, asigurările sunt relevante în orice situație ai fi din punct de vedere financiar, dar, într-adevăr, cu cât nu ai acces la niște fonduri, fie prin prieteni, familie sau fonduri proprii, este important să te asiguri. Mai reținut un, un lucru, că asigurările sunt mult mai ieftine decât decât ne imaginăm. Și că e practic să ai o asigurare mai ieftin decât să nu ai una. Pentru că situațiile astea oricum apar. Statistic vorbind, se pot întâmpla, întâmpla oricând. Eu asta, asta ar fi concluzia mea dacă ar fi să, să spun ceva ascultătorilor noștri. Lucru de plecat acasă. Să ai o asigurare mai ieftin decât să nu ai una. Sunt Sergiu Costache, vă reamintesc că ora de risc e o emisiune pentru dumneavoastră, pentru cei care conștientizați riscurile și vă doriți și soluții. De fiecare dată facem tot posibilul să vi le oferim și pe cele mai bune. De asta invităm lideri și specialiști din, domenii, din domeniul asigurărilor, oameni, oameni pricepuți, oameni cu experiență. Astăzi invitatul a fost Cătălin Vasile, Chief Sales Officer la liderul pieței de asigurări de viață din, din, România și care se ocupă și de asigurări de sănătate și care se ocupă și de asigurări de, de locuințe, dar mai puțin viața și sănătatea sunt preocupările principale. Ce pot să vă spun? Până data viitoare, abonați-vă și la canalul nostru de YouTube, rețineți că asigurările sunt ca centurile de siguranță, par și incomode, par și inutile, dar doar până ai nevoie de ele, după aia îți dai seama cât de bune sunt. Rămâneți pe RFI pentru că vin colegii mei și urmează emisiuni din ce în ce mai interesante. Emisiunea va fost oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, asigurări și pensii. RFI. Hey